Și atunci am întrebat, cum se face că la voi este atâta binecuvântare? Și salariile și modul de viață este așa de înalt și dincolo e moarte. Și spune, simplu, în urmă cu vreo 60 de ani, 50 și un pic, când au avut războiul dintre cele două Corei, mi-a spus așa, eram la fel de săraci ca și cei din nord. Câștiga un om care lucra o zi întreagă o cană de orez. Cana asta de orez ne ajungea să mâncăm o seară tata și copiii, mâine seară mânca mama și copiii și atât. Și de acolo am pornit. Dar în perioada aia au venit misionari, au venit păstorii și ne-au vorbit de cineva care ne poate schimba țara și mai mult decât atât, au venit și ne-au spus că există un secret care dacă îl aplicăm, secretul acela ne poate binecuvânta pe noi și poate binecuvânta țara noastră. Și atunci am zis, măi, imediat să-mi dai și mie secretul ăla, că vreau să-l notez, să-l duc acasă, că mare nevoie avem de el și în România. Și a zis, nu trebuie să-l notez pentru că știi. Îl știu, da, zice. Unde-i? Că zice, e din Biblie. Din Biblie. Da, din Predica de pe munte. Predica de pe munte. Frumos, zic, hai să-l aud. Și spune, zice, simplu, unde-i comoara voastră, acolo și inima voastră? Și a spus, mă, stai un pic, cum e asta? Dar nu înțeleg. Explică-mi. Și spune simplu. Zice, uite-te, dacă toată comoara ta e numai acasă, când tu vii la biserică, unde-ți inima? La comoară. La ce ai tu acasă? La... Nu mai gata ăsta, cine nu fi adus pe noi? Acum nu să nu ziceți asta, dar alții mai zic. De ce să mai stăm atâta? De ce tot biserică? De ce toate? Pentru că ți-i comoară acasă. Și? Zice simplu. Am luat din ea. Și am început să dăm Domnului. Și am vrut să mă întrebesc ceva. Am acasă monstre, am poze câte 2-3 mii de la fiecare ieșire de acolo și am și plicuri și la fiecare intrare în biserică era câte un stand cu plicuri, câte 7 culori diferite. Și unul de o culoare scria ceva pe el, de altă culoare scria ceva pe el și întreb, dar ce-s cu astea? Și mi-e explică, zice, primul plic, e plicul de zeciuială. Noi nu concepem să nu dăm Domnului din 10 oameni, unul, pentru Dumnezeu. Dumnezeu când a venit în lumea aceasta ne-a dus cu mâna goală. Plecăm cu mâna goală și tot ce avem e de la el. Putea să le ceară 50-50. Dar nu a zis numai unul, ca să țineți cont că eu vă dau toate. Nu concep să nu dea unul lui Dumnezeu. Bun, zic, am înțeles asta. Doi, zice, al doilea plic e pentru dar de mulțumire. Ți-a făcut Domnul bine anul ăsta. Pui ceva deoparte și dai Domnului. Al treilea, pentru văduve. Al patrulea, pentru rabilă. Al cincilea, pentru construcție. Al șaselea, pentru misionar. Sunt țara care au cei mai mulți misionari care îi susțin vis-a-vis la numărul lor de credincioși, în lume, și așa mai departe. Și în felul ăsta a spus, stai puțin. Un calcul simplu mi-arată că voi nu dați numai 10%, ci poate între 15% și 40% sau mai mult. Zice, dar e adevărat, păi și nu sărăciți? Pentru că tocmai tu ai început întrebarea să-i întreb cum te ne merge așa de bine? Nu sărăcim pentru că am mai descoperit încă un principiu, încă un secret care e scris în Biblie. Care? Zice, în sfârșitul Vechiului Testament în Maleahi scrie așa, puneți-mă la încercare, zice Domnul. Și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazul cerului și dacă nu vă voi binecuvânta. Și? Deci l-am pus pe Dumnezeu la încercare. Știi ce face Dumnezeu? Are hambare. Dacă tu faci partea ta, el le deschide în dreptul tău. Vreau să vă mărturisesc ceva aici. Și ieșit la vita de față. Până atunci, tot duceam și noi destul de greu. Eram păstor de câțiva ani de zile, mașinile pe care le foloseam pentru lucrare erau de la de 13-15 ani vechime legate cu sârmă. Mă duceam la evanghelizări, mă rugam, Doamne, fă să nu se strice când merg încolo. Măcar să strice când vin înapoi, măcar să apuc să predic și oamenii să nu ne aștepte degeaba. Și am venit și noi gândeam atunci așa, Doamne, zeciuiala noastră o ținem pentru mașină. Ne se strică mașina ne ține în lucrare, cu mașina mergem la lucrare, la biserici, cu mașina la evanghelizări. Deci e legitimă, nu? Să-mi țin zeciuiala, să repar mașina. Și am venit acasă de acolo total schimbat și am zis, David, uite ce vreau să facem. Vreau să dăm zeciuiala Domnului, că așa scrie că ea, hrana din casa Domnului, nu e pentru nimic altceva, nici măcar pentru sărac, nici pentru văduve. Nu, asta e pentru Domnul. Și apoi dacă vrem să mai dăm ceva de milostenie, Domnul ne va ajuta și dacă vrea să ne mai dea Domnul mașină vreodată, ne va da, dacă nu. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu ne-a binecuvântat și de la mașină de 13 ani, suntem la două mașină cu 0 km, luată nouă din showroom. De la apartament de bloc, suntem la casă și binecuvântați de Dumnezeu și multe altele. Știți de ce? Pentru că a fost o zi în care am spus, gata, vreau să-L punem și noi pe Dumnezeu la încercare. Să văd chiar poate să o facă și dreptul meu? Slăviți să fie Domnul!